Reprezentanții postului nostru de televiziune au solicitat un punct de vedere oficial al companiei CEZ referitor la situația salciei din zona Rotunda. Vă prezentăm în continuare răspunsul complet primit pe mailul redacției. Arborele din cartierul Rotunda, aflat în apropierea blocului numărul 1 și a plecat în urma condițiilor meteo nefavorabile, semnalate prin cod galben de intemperii în perioada 7-8 august, se sprijină parțial în acest moment doar pe cabluri TV. În imediata vecinătate a cablurilor TV se află rețeaua electrică de iluminat public. Este important de menționat faptul că arborele în cauză poate afecta în proporție mică rețeaua electrică de iluminat public, doar în cazul în care acesta ar cădea. Subliniem faptul că rețeaua electrică de iluminat public este prin natura sa realizată doar cu conductori izolați, astfel încât la o eventuală aplecare a acesteia din cauza greutății arborelui nu reprezintă un pericol pentru cetățeni sau pentru persoanele care tranzitează zona. Operatorul Distribuție Oltenia a luat toate măsurile pentru a elimina orice disconfort cauzat de o eventuală întrerupere a alimentării cu energie electrică a iluminatului public. Astfel, în colaborare cu reprezentanți ai primăriei municipiului Câmpul Lung, a fost programată în data de 18 august o intervenție de decoronare a arborelui în cauză, se precizează în răspunsul CEZ. Astăzi, în jurul prânzului, intervenția fusese deja finalizată. Salcia a fost tăiată de la rădăcină, astfel că pericolul pentru locuitorii din zonă a fost eliminat.